Ziua mondială a prematurului, sărbătorită pe 17 noiembrie, a fost marcată printr-un eveniment de excepție. La gala organizată de un local din Baia Mare a avut loc un spectacol de dans oferit de ProDance Baia Mare, dar și o prezentare de modă în organizarea Alexandrei Danciu. Un număr de 12 prematuri cu vârste cuprinse între 1 și 2 ani au defilat pe scenă în aplauzele invitaților. Micuții manechini sunt copii care s-au născut în ultimii 2 ani în spitalul județean din Baia Mare, având între 800 de grame și 1,1 kg la naștere și care s-au dezvoltat frumos și armonios în secția de neonatologie sub îngrijirea medicului șef Marga Pârvănoiu. Dar până ajunge să poată defila pe podium, prematurii au avut de parcurs un drum lung în care medici, asistenți și mămici au luptat împreună. Să ieși pe roșu lângă el, pentru fiecare mililitru de lapte pe care îl mănâncă, pentru fiecare zbatere pe care o are acolo în incubator. Tu trebuie să faci ca mămică de prematur să-l devești iubire și atât. Iubire, grijă și comunicare. De restul ne ocupăm noi. Managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș, s-a aflat la acest eveniment în dublă calitate, aceea de șef al unității, dar și de mamă de prematur. Este un moment extraordinar de emoționant. Suntem aici ceilalți să susținem prematurii și să luptăm pentru viața lor. Da, este un eveniment caritabil, strângem fonduri pentru a dota terapia intensivă neonatală din cadrul Spitalului Județean. Fondurile strânse vor fi utilizate pentru achiziționarea unui incubator și a unor pătuțuri de ultimă generație pentru secția neonatologie a Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația Prietenii Spitalului dr. Constantin Opriș.